Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin are agenda plină și pentru anul 2014. În perioada imediat următoare, membrii pensionari de la țară vor fi sprijiniți cu bani pentru efectuarea lucrărilor agricole de primăvară. Dar, pe lângă acestea, reprezentanții asociației doresc să își sprijine membrii și din punct de vedere medical, în acest sens făcându-se deja toate demersurile. Suntem într-un proiect de a face la nivelul nostru un cabinet de familie care să fie asociat cu un cardiolog cu probleme de fizioterapie. Un alt proiect ambițios este înființarea unui punct de achiziție, un fel de magazin economat pentru care s-au obținut toate avizele și va fi deschis în curând. Cred că de la sfârșitul acestei luni vom deschide la nivelul casei de ajutor reciproc o casă de comenzi, efectiv un punct de distribuire a alimentelor, principalelor alimente către pensionari, la prețul de achiziție. Deci speranța mea este ca orice produs care îl vom distribui să plătească, dar la un preț cu cel puțin 2-3 lei mai mic decât cel din magazine. De asemenea, în sprijinul vârstnicilor cu probleme de sănătate sau sociale, CARP Reghin va continua și în acest an colaborarea cu Fundația Creștină Diaconia.